Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Nu, ba nu, mai devreme. Am vorbit despre contestațiile de la Evaluarea Națională. Au fost 19.000 de note contestate, imensa majoritate, pe bună dreptate. Au fost crescute după contestații, sunt foarte, foarte multe. Adică gândiți-vă că au fost 155.000 de elevi în acest concurs. Bun, poate că unii au contestat mai mult de o singură examen, dar cred că putem presupune onest că mai mult de 10% dintre elevi au contestat și au și obținut un punctaj suplimentar în urma acestui examen. 10% mi se pare o proporție foarte mare. Dar acestea sunt oricum momente foarte dificile pentru familiile respective și în primul rând pentru copii. Și pe ei părem că nu îi ascultăm aici. Adică se fac contestații, se dau statistici, vine ministru, spune niște lucruri, se merge mai departe. Dar copiii sunt oricum în fața unui moment extrem de important în formarea personalităților. E un primul examen, primul concurs mare pe care îl dau. Și ajung după aceea în situația de a lupta cu sistemul care îi nedreptățește. Și puneți-vă, vă rog, adică amintiți-vă cum erați când aveați vârsta lor, da? Și deodată descopereați că ceva s-a întâmplat și ceea ce credeați că puteți să faceți nu este confirmat. Bun. Au fost multe telefoane vineri și mai multe mesaje. Ne-a atras atenția următorul și de aceea ne și întoarcem la temă. Iată mesajul. Copilul știa că trebuia să ia 9.50 și s-a trezit cu nota 5. La centrul de corectare Constanța s-a întâmplat ceva. Sunt în cazuri acolo. După contestație a primit 8.5. Dar vă dați seama că potrivit procedurii a retrecut prin două comisii, deci a primit 4 note pentru că se elimină extremele, se face media celor două rămase. El a învățat la o școală foarte, foarte bună. Nota primită inițial a fost 5, cea mai mică din școală. Deja primise porecla de prostul școlii. E traumatizat și acum se scoală noaptea și cere codul lui să plece la examen. Asta este mesajul, au mai fost și altele, am sunat-o pe Anca, mama acestui copil. Bună dimineața! Bună dimineața! Ziua bună, băieți! Numele meu este Anca, sunt din București și fiul meu a susținut examenul de evaluare națională în săptămânile trecute. Okay. În urma rezultatelor, nota lui la limba română a fost 5. Prima reacție a puștului a fost cum că nota nu este a lui. Aceleași au fost pusele profesoarei de la limba română cu care a lucrat la meditație. Dumneaei spera că ar fi o transcriere, o eroare de transcriere și poate că ar obține mai ușor nota reală fără să fie nevoie să treacă prin cele două comisii de recorectare, pentru că în situația în care există o diferență de notare mai mare sau mai mică de 1,5 puncte, este o procedură mai complicată și lucrarea este corectată de către două comisii. Nu a fost, am înțeles, o greșeală de transcriere, ci pur și simplu o eroare de notare. E o eroare foarte mare. Anca, da, vi s-a dat vreo explicație în urma acestei întâmplări? Păi, cine ar putea să dea o explicație? Ministerul, școala, totuși, e o diferență foarte mare. La un moment dat, puștul meu a citit o statistică în care se făcea referire la notele care au fost foarte mici și au obținut o diferență mai mare de punctaj. Bucureștiul nici măcar nu era menționat printre orașele sau județele respective, dar asta are mai mică importanță. Importante sunt trăirile și zbuciumul din toate zilele astea până s-au publicat rezultatele a contestației. În dimineața respectivă a fost o conferință de presă a domnului ministru și atunci când a ajuns să spună cum că decât 17 lucrări au primit un punctaj peste 2 puncte, dintre care 16 erau la limba română, noi am simțit cum mi se năruie toate visele. Nu mai trăgeam nicio speranță ca puștul să fie printre acești 16 copii. Aici nu este vorba despre ce am simțit noi ca părinți, deși a fost îngrozitor. Nu am vorbe la îndemână ca să vă descriu prin ce am trecut. Importantă este toată simțirea puștiului, coșmarurile prin care a trecut, zbuciumul lui, că o seară înainte de
răspunsurile la contestații, mi-amintesc cum că îmi spunea, mă strângeam brațe și îmi spunea, mami, mi-e atât de frică de ziua de mâine. Cum e acum, Anca? Cum e acum Puștiu? Okay, norocul nostru este că el e structural un copil vesel. Mulțumesc foarte mult pentru explicații și pentru intervenții. Eu cred că este de datoria Ministerului și a Inspectoratului Școlar să dea o explicație direct acestor părinți și acestor copii care au trecut prin experiențe de acest fel. Mai ales că, iată, nu sunt chiar atât de mulți, nu? 16 în toată țara. Dați-le, domne, o explicație, că au dreptul la asta. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.